Câte straturi de asfalt avem? Unul singur, nu? Unul singur. Da. Pe unul singur nu aveau cum să treacă mașini de 4 litri de tonă. Niciunde în lumea asta nu va trece. Deci aici asfaltul este afectat de mașinile care au cărat piatră. Mașini de 4 de tone. Ploile și zăpezile căzute în Mehedinți în ultima perioadă scot la iveală modul în care s-au efectuat lucrările. Un strat subțire de asfalt, peste o roabă de nisip și gata drumul. Pe drumul județean 671A, în comuna Bala, o altă surpare s-a produs. După cum vedeți și noastră, în urma ploilor abundente care au dat în ultima perioadă, a avut această alunecare de teren, făcând impracticabil circulația pe drumul județean. Acesta se desfășoară numai într-un singur sens. Ceea ce de tonaj sau de vom pune o restricție pentru că nu se mai poate circula. Nici de această dată vinovații nu sunt de găsit, astfel că reprezentanții Consiliului Județean trebuie să aloce suplimentar fonduri pentru repararea drumurilor. O să luăm toate măsurile care se impun în asemenea situații, semnalizare corespunzătoare și restricție mașinilor de mare tonaj. Când se va opri ploaia să putem interveni pe acest drum județean. Acest drum județean a fost puternic deteriorat și de traficul de mare tonaj care se desfășoară în zonă, aici aflându-se o carieră de piatră, dar și de camioanele care transportă lemne. Când vremea va permite, Consiliul Județean se va apuca de reabilitare acestui drum.